Productivitatea, timpurietatea și gustul sunt caracteristicile de bază ale semințelor Hectar. Ardeiul Gogoșar Traian F1 este un hibrid timpuriu, viguros, compact, pretabil în culturile din câmp și spații protejate, cu fruct cu pulpă cărnoasă și conținut de substanță uscată ridicată. Hectar, hibrizi de legume cu genetică românescă. Suntem din nou alături de dumneavoastră, vă spuneam, în emisiuni înregistrate, pentru că și noi suntem în izolare și vă recomandăm și dumneavoastră să faceți acest lucru. Vă spuneam că vorbim despre semințe de calitate, semințele Hectar. Hibridul Napoca F1 este un hibrid de ardei lung care face față cu brio tuturor cerințelor, atât legumicultorilor cât și consumatorilor, grație fructului mare, fructului cu un gust deosebit și calității lui productive. Da, mai este un singur lucru și de fiecare dată când avem ocazia spunem, toți să folosiți semințe românești, pentru că acestea sunt ferite de agenți patogeni care nu se pot combate și în special de virus. Și în Europa sunt deja semințe de legume care poartă un virus care încă nu i s-a găsit leacul, nu se poate combate. Și n-are rost ca să cumpărăm semințe, le aducem de acolo și le semănăm aici și pățim ca și boala respectivă, înmulțim necazul de peste necazul ăsta, mai vine și altul. De aceea noi recomandăm să folosiți semințele românești, că astea deocamdată nu au niciun necaz. Și mai este un lucru foarte important. Au și o productivitate bună, au și o germinație bună. Nu trebuie neapărat să facem apel la alții, pentru că și noi avem specialiștii noștri care, așa cum sunt ei cu o tehnologie mai puțin avansată ca în apus, dar creează soiuri care concurează cu cele de afară. Hibridul Napoca F1, vă spuneam, de la Hectar, are o legare continuă și o putere foarte mare de regenerare a plantei. Evident, dacă îi respectăm tehnologia de cultură, o udăm, îi administrăm îngrășăminte. Și veghem la sănătatea lui, chiar dacă nu trebuie să facem o mulțime de tratamente ca și la celelalte soiuri, dar neapărat trebuie să trecem în revistă măcar odată la 2-3 zile, pentru că în legumicultură bolile și dăunătorii trec de pe o zi pe alta și va trebui neapărat să fim foarte, foarte prezenți în cultura respectivă. Dacă vrem să avem producție, mai ales că acest ardei face și producție mare și ardeiul este până la 180 de centimetri lungime. Dacă mai intervenim și cu îngrășăminte foliară, dacă mai intervenim și cu biostimulatori, lucrurile merg doar spre bine, nu spre rău. Și cei care doresc să facă fertilizare numai cu îngrășăminte bio, aș dori să-și noteze un îngrășământ bio sub formă de peleți, deci așa ca niște granule, și se administrează la pregătirea patului germinativ. Este Rich Soil Derma Bio 14. Este sub formă de pelețe, este un îngrășământ organic care se administrează la pregătirea patului germinativ, deci înainte de plantare. Un exemplu tot așa nu vine și de la Petru, care ne-a trimis niște poze cu un cireș și ne întreabă ce tratamente se aplice să îl poată întreține. Noi am spus tratamentele ce le aplicăm cireșului, dar vedem că cireșul lui a fost plin de monilioză, plin ochi de monilioză. Tratamentele o să-l rog să le urmărească și să se aplice așa cum le recomandăm în cadrul emisiunii. Corusul ar putea să fie un produs recomandat de aplicat cireșilor pentru a proteja și de monilioză, pentru înainte de recomandări facem o altă recomandare, să facă toaletarea pomului. Ceea ce am văzut în poză nu este toaletarea, este lăsat să crească la voia întâmplării. Acum va trebui să găsiți
o persoană care să știe să facă tăierile, să îndepărteze tot ce este bolnav din corona pomului și să începeți un tratament cum scrie la carte. Altfel îl pierdeți, fără nicio discuție, nu arată a pom. Daniel, bine ai venit în rândul nostru, ne spune, este începător și are două întrebări. În ce perioadă se plantează mazărea? Deci vreau să-i spun de la bun început, numai plantele ca atare se plantează, deci mazărea se seamănă, că este sămânță. Are circumstanța antenuată, este începător. Sigur. Și suntem alături de el. Fără nicio discuție. Deci mazărea se seamănă în prima epocă, deci după ce se duce zăpada, nu știu din ce zonă îi, dar după ce se duce zăpada și sunt două, trei zile calde, poate să facă semănatul, nu este nicio problemă, iar mazărea se seamănă exact așa cum semănăm fasolea. Fie că o semănăm din 30 în 30 de centimetri pe rând, fie că punem 3 bobe într-un cuib, 3 bobe la 40 de centimetri într-alt cuib și, bineînțeles, trebuie să aibă susținere. Ca și fasolea. Depinde de soi, depinde unde este amplasată cultura ca atare. Repar eu întrebarea, să nu-l mai certați. Cum se înființează cultura de ceapă prin arpagic? Se pune pe rând arpagicul sau în cuiburi? Nu, arpagicul se pune pe rând. La o distanță de aproximativ 15-20 de centimetri un bulb de celălalt. Dar fiindcă e la început, vreau să spun, înainte de plantarea bulbilor, trebuie neapărat ca aceștia să fie tratați. Îi întinde pe o folie de polietilenă, îi udă puțin și îi pudrează cu produsul Topsin sau Ridomil și după aceea imediat îi plantează și acoperă cu pământ și s-a rezolvat toată treaba. Doar la Adrian îi mai răspundem, restul întrebărilor sunt legate de cultura mare de cereale și vom da toate aceste sfaturi într-o ediție viitoare. Adrian a trimis un măr destul de tânăr, dar vedem lemnul înnegrit, am putea presupune că este foc bacterian. În cazul, e un măr tânăr, se văd ramurile pătate înnegrit, cu negru. Se poate întâmpla infecția să fie la început. Avem o soluție să salvăm? La început, deci să elimine ramurile care sunt infestate și în prima fază, când apar primele frunzulițe, să face tratamentul cu produsul Aliet. Și după aceea vedem, mai ținem legătura, ne mai ținem la curent, ne mai trimite câte o poză să vedem cum pornește în vegetație și atunci putem să ne dăm seama despre ce este vorba. Să-i recomandăm și lui biostimulatorii, Delfan Plus, se poate aplica și la pomii fructiferi? Se poate aplica și la pomii fructiferi, Delfanul Plus, nicio problemă. Mai ales la pomii care deja au o suferință de boală, în paralel cu tratamentele aplicăm și... Delfanul Plus se aplică și altfel, Delfanul se aplică și acolo în zonele unde... curenții de aer sunt mai reci și pot să intervină chiar în ghețurile târzii, că nu este asta din propria experiență, știu că în data de 25 mai îi sărbătoarea maghiară Orbanu și ăla de regulă vine cu temperaturi scădute, bine ar fi să fim pregătiți pentru așa ceva. Vă mulțumim, domnul Ghibu, pentru informații. Să sperăm că ne va feri Dumnezeu și de alte necazuri, măcar agricultura să ne meargă bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Stați în casă, este mesajul nostru. Stați pe lângă casă, lucrați pământul sau în jurul casei. Nu evitați contactul cu persoane, cu grupuri de persoane, astfel încât să evităm să luăm acest virus nemilos care vedem că face din ce în ce mai multe victime și ne îmbolnăvim din ce în ce mai mulți dintre noi. Să sperăm că ne vedem sănătoși și săptămâna viitoare. Toate cele bune!